ocupăm, mă, da. Da, da. Pe româna, din nou. Da, stai că ne filmează. Vezi? Salut, da. Că ai reușit până la urmă. Da. Am reușit până la urmă. Eu mă menține. Oare ține mai cu dispoziția noastră? Bună că e. Umă e aici. Nu vă mai gândiți la rău. Team când jucam remi. Nu m-am schimbat. Nu schimbat. Să rămână. Da, da. Fistar, mă. Mă duc. 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 Mă Ce faci? Bine? Bine? Binișor. Binișor? Nu prea, ai slăbit mult. Am slăbit, știu. Bună. Scapă sus, e tare. Te știu. Da. Salut. Salut. Bună, Dragoș. Bună. Bună. Deci, hai. Hai că trebuie să pun mai în deja. Vreau să vorbim, avem timp să vorbim. Salut. Doamne, vă felicit. Aveți tot respectul meu. Pentru că ați putut să rezistați în lucrurile. Salut, chiar, salut. Uitam acum chiar în fața mea. Da? Hai că vorbim și stăm după tine. Avem timp să vorbim, să rămână. Să trăiești. Știam că aș trebui să-mi aștea liniștea. Să rămâne, să ce facem, mami? Să rămână. Și tu, Alin, la fel, ești un... Să rămână, să rămână. Alin, stai că vine acum, zice tot ce vrei tu de fotbal. Ce? Steaua, eu sunt bun la... E ca primul. Nu, lasă, nu... A luat în nu e fac cu bătaie? Da, a luat bătaie. E cât faci, dacă nu-i bate pe Dinamo Kiev acum. Știu că era și egalul să facă egal și cu ei, trebuia să-i bate. Dacă nu-i bate pe Dinamo Kiev și... Da, nu mă uit, sincer, am și așa un Dacă nu... Da, asta i-am stat, dar aici chiar da, da, da. Și a zis că pierzi foarte mult și m-a zis de aici, retrag, pentru că tu îmi faci demens, nebun, toată ziua ți doare capul, ești plictisită și dai dovadă așa de altceva, știi, exact ăla. Eu nu înțeles, nu m-am uitat la emisiune. Părerea pe care a avut-o, cum o cheamă când? Diana? Deci părerea care a avut-o Diana, cam mare majoritate așa afară, cum înseamnă să-i un mesaj da, cu se ia, știi? Și se ridică mi s-a fost înainte, cum a fost voi înainte, și a fost votat și așa. Vărle, ce mai vărle. Nu știu, să profite dragostea pe care el pare foarte ok, știi? În afară, eu nu știu, ți-ai zis, eu nu vă judec. Da, da. Deși
mulți concurenți au vorbit de ei și în casa sau mulți. Urât la adresa mea, eu nu sunt în măsură să îi judec și nu mă refer la faptul în vogue din partea asta. Lasă bazme, le spune ce ai de spus. Te rog, lasă, că nu mă, acum că o să-i judece Dumnezeu și nu. Deși aș fi în măsură, pentru că de mine am vorbit urât. Dar fiecare o să facă pe pielea lui câte zile va sta aici. Adică o persoană, tot atât de va fi și criticat și iubit. Normal. Și atunci eu mă retrag. Eu niciodată n-am vorbit la adresa foștilor concurenți sau noi, pentru noi nu știu, n-am pus alte momentan. Voi nu știu, momentan. Eu am văzut nu, câteva persoane pe alte naplești și chiar am pus foarte frică că acum, hai, nu vreau să te cunosc. Asta e doar așa la început. Foștii concurenți? Da. Nu e foști. A, aici, se apuce. Da, nu știu care e treaba acum, că te doare capul, că ești plictisit, că... Parcă acest ceva de gen, parcă nu mai vrei, măcar să anunți că n-ai sentimente pentru Maria și vrei să te desparți, să știi. Doamne, dar nu înțeleg de ce să vede așa, asta nu înțeleg. Nu știu, că el încearcă să-ți facă pe plac, așa, și fie, fie nu de cavalier, e exemplar și tu toată ziua ai o problemă, ceva de gen, nu știu. Da, nu, că nu ești. Bravo, uite, vezi, uite, ce drăguțe, că te-a apărarea. Chiar nu știu, eu ți-am transmis un mesaj de afară, tu nu ești. Mulțumesc. Normal, aici te mai super, te mai... mai proaste. Tu nu-ți dai seama, că e mai mică, simt nevoia să te protejezi, să te poți, eu nu cred că duci lipsă, sincer. Nu, păi da. Alte mesaje, nu am, mi s-a transmis, deci am niște mesaje dimineața la 4, 8, 8, 8. Mulțumim. Și cu plăcere, și să vă iubiți, să fiți veseli, să faceți materiale frumoase. Fiți veseli la fel ca Oana. Noi am avut foarte multe materiale frumoase și nu s-au dat din păcate. Păi tocmai asta, că și noi avem materiale, deci asta n-am înțeles când s-a spus că noi ne îmbrățișăm. Păi noi non-stop stăm îmbrățișați. Că mai am eu momentele mele, de exemplu, că eu nu am grijă de mine, că mă spăr și ies afară și stau la țigare în curent și mă doare capul. Și poate da seama am eu și, dar eu mereu stau cu ei, eu asta nu înțeleg de ce se vede așa afară când ai... Nu se vede niciodată prea mult materiale. Da, nu, și noi facem și mereu ne spune doamna Mirela că nu mai faceți materiale frumoase cu băieții, dar noi ne jucăm. O să faci o grămadă. Am avut 90% materiale frumoase și 10 într-adevăr au fost urâte, dar uite, alea 10 le-au acoparat pe alea da. 10 și s-a văzut foarte urât afară. Păi știu că tocmai asta văd. Oricum noi facem ce simțim și... Bravo, să nu, deci să nu vă mai... Deci eu vă spun din propria mea experiență, cu conținătorii și așa. Face ce simți și alături de voi alături. Pe asta mă enervează la ea, că ascultă tot ce vine de afară. Păi nu, păi da, că mai aici, știi? Și acum o să zic că, măi, hai să, știi, nu știu, da, cum te gândești. Ne descurcă. Da, mă, că e ultima dată, dar trebuie nu crede pe ce. E o barieră, știi? Mișoara Ana, cu timp de aranjă. Ana, da. Mirela! Hai, fă! Și înăuntru ne-i iar așa, vezi? Ai văzut? Ia! Stai cu... Domnișoara Obreja. O, măi, ce numele, că... Așa vrei, bă, cât ești? Dar nu așa te cheamă? Păi și atunci? Dar într-o zi mă va chema altfel. Într-o zi, cu soare. Dar nu mai, nu vreau să filmezi. Dar vreau să filmezi, ești nebună, știu. Vreau să mă duc în cameră. Carmen? Cum? Ce este în partea mea? Dar nu știu, vreau să-mi spui și mie care e și ce fac. Stai. Cum? Adică băiau Reneani. Câte nopți ai venit tu acolo? Ce sunt? Ce-i toată lumea? Mamă, dar de ce părere? Când ne-o sări muștarul ăla mare? Gol? Aici ai stat? Când ți-am pus urțilețe cu acea scuță. Ce-ai făcut? Ia, dar mai țin când te-ai luat de mine, când ți l-am mototolit Viorea și te-ai luat de mine. Da, eram pe-n baie. Mi-ai mototolit tu. A, de ce ai făcut mai mult? A, stai. Balonul meu nu mai e acolo. Aici? Așa. Da, cum? Eu aruncam baloane așa, știi, cu helicopter. Da, dar era mai, nu știu, altfel mai fin.